Bună seara, dragii mei! Avantajul realizatorului, dacă are mai multe cărți în față, evident că o să aleagă ce i-ar plăcea lui mai mult să discute. Și atunci, am onoarea să o am invitată în această seară pe Laura Maria Stănilă. O să vedeți prezentarea imediat, pentru că avem multe de vorbit cu Laura din foarte multe domenii la care nici nu vă gândiți în momentul acesta. Și revine alături de noi Diana Farcă, de data aceasta în postura de editor. Bine ai revenit, Diana, alături de noi. Bine v-am regăsit, eu de această dată doar o susțin pe Laura. Și te rog acum, într-o altă interpretare, să mă ascultați și pe mine, recitând o poezie care mi-a atras atenția din volumul încă cald lansat săptămâna trecută la Timișoara. Te rog, dă-mi voie să te consult. Mi-ai cerut un diagnostic de fiecare dată când ne întâlnim. Și ne zâmbim, complici, doi bolnavi de duplicitate. Uneori constat că ai simptome de regret, căci nu ne-am băut cafeaua încă. Alteori mi se pare că exulți doar ca să-mi arăți că îți pasă mai mult decât mie. Dar cel mai des observ că gustul, mirosul, văzul, auzul și mai ales pipăitul îți sunt străine. Suflet drag ce mi-ești, prieten și dușman deopotrivă. Te dezinfectez cu reproșuri și îți prescriu cel mai eficient tratament posibil. Uitarea. Ei bine, dragii mei, eu sunt sigură că la sfârșitul acestei ediții dumneavoastră nu o să uitați sub niciun motiv nici anatomia disperării a Laurei Maria Stănilă, nici discuția noastră în trei de astăzi și cu siguranță le veți căuta pe cele două autoare și în librării și în biblioteci. Să procedem. Laura Maria Stănilă, expert în drept penal, avocat, poet, pictor, am uitat ceva, Laura, te rog frumos. Iubitor al muzicii. Mulțumesc. Da. Nu vreau să fie un act ratat, pentru că tocmai discutam despre aparițiile tale în corul Baroului. Tu cu ce începe, dacă ar fi să te prezinți? Care-i pasiunea? Că așa se cheamă emisiunea, ruleta pasiunii. Deci luăm și noi pasiunile așa, în ordinea puterilor. Mi-e foarte greu să fac un clasament al pasiunilor, chiar mi-e foarte greu, pentru că fiecare dintre aceste pasiuni ilustrează o părticică din mine și toate la oaltă se completează și creează ceea ce sunt eu astăzi. Dar am să încep totuși cu pasiunea mea pentru muzică, pentru că este una dintre primele care mi-a marcat copilăria, dacă pot să spun așa. Și aș începe cu proiectul Corului Avocaților, care este un proiect de suflet, un proiect care a fost gândit a fi derulat exclusiv în scopuri caritabile, un proiect al cărui inițiativă a avut-o colegul meu, Paul Ciucur, domnul avocat dr. Paul Ciucur, și care are șansa de a continua sub bagheta doamnei dirijor, doamna Codruța Niculescu, care este la fel de pasionată ca toți ceilalți membri ai corului. E important acum să precizez faptul că este o activitate care se desfășoară benevol. Rupem toți din timpul nostru ca să dăruim un strop de iubire, un strop de lumină, de pasiune. Pasiune pentru a ajuta o fundație, nu știu dacă am voie să spun numele, care se preocupă de tot felul de proiecte dedicate copiilor care fac parte din familii defavorizate. Bun, da, cum ați ajuns totuși că, pentru un cor, odată că este nevoie de foarte multă lume care să participe la el, este nevoie și de o voce de o anumită calitate și știu că în facultatea de drept parcă muzică nu se prea face, se face retorică, se face logică, se fac altele. La inițiativa lui Paul am răspuns mai mulți iubitori de muzică care ne știam că avem un mic talent, dacă nu e prea mult să spun asta, și care aveam ureche muzicală în primul rând. Și am început cu colinde
Și am continuat apoi cu piese mai grele, inclusiv arii din opere celebre, din Traviata, Brindisi, de exemplu, am cântat de curând pe scena operei române din Timișoara. Ideea este că dacă pui pasiune și ai un minim de calități, totul este posibil. Meseria ta de bază este totuși o meserie dură. Depinde la care meserie mă referi. Pentru că și aici e o dualitate. Zona de drept. Hai să mai mergem acum către zona de drept, care îți ocupă totuși destul de mult timp liber. Și la catedră, și la bară, în instanță. Așa este. Trebuie să-mi împart timpul între activitatea de profesor de cadru didactic. Sunt conferențiar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și în același timp sunt avocat în cadrul Baroului Timiș. Iarăși cele două ipostaze, cele două fațete se completează reciproc. E destul de greu să fac un management eficient al timpului, dar din când în când înclin balanța într-o parte sau în cealaltă, în funcție de necesități, ca să spun așa. Oricum, cea mai aproape de sufletul meu este meseria de dascăl. Cu ea am început ca învățătoare și am continuat în mediul universitar. E tare frumos că practic ai viziunea asupra educației de la cele mai mici vârste până către cei maturi care intră în profesie. Așa este. Pot să spun că e așa fascinant pentru mine să urmăresc cum se dezvoltă și cum se formează ca personalități, ca viitori membri ai societății. Este extraordinar să vezi cât de mult evoluează în 4 ani. E ceva inegalabil și cred că asta reprezintă principala mea satisfacție ca și cadru didactic. Și cred că surpriza e cu atât mai mare, uite cazul Dianei, care ți-a fost student și care acum îți este editorul volumului de poezii. Diana, acum, Diana, tu în ce ipostază te simți mai bine? De fost student al Laurei sau acum când stai cu creionul în mână și... Foarte interesant. Există anumite expresii clișeu. Îmi pare bine să te revăd sau mi-a fost profesoara preferată, dar fără să exagerez, a fost una dintre profesoarele mele preferate. Pentru mine a fost o surpriză și o mare bucurie. Nu o zic doar din amabilitate, nouă ne-a marcat pozitiv anii de facultate. Faptul că ea face drept penal, care e o sfera dreptului mai dură, unde e nevoie așa de o mânușă de... Nu neapărat o mână de fier într-o mânușă de catifea trebuie să fie la catedră. Dar cel puțin de scălia, pentru că nu am văzut-o la bară, o prinde foarte bine și a fost una dintre profesoarele noastre preferate. Mie mi-a marcat pozitiv anii de facultate. Uite, tu ai făcut totuși dreptul și ai mers cu totul și cu totul către o latură diferită. Către zona umanistă de scriitor și de editor. Cumva accidental, pentru că toți avem o afinitate sau un anumit drag pentru istorie, pentru documentare, pentru cercetare, pentru literatură, pentru zona asta umanistă și era normal să fie atunci, la fel ca în cazul Laurei, mai multe îndeleniciri la pachet. La mine a fost mai degrabă conjunctura, pentru că am dat examen în 2011, am lucrat la un cabinet de avocatură, dar viața a avut un alt plan. Se vede sensibilitatea asta și afinitatea față de tot ceea ce înseamnă creație și la Laura și la tine, de exemplu. Spune-mi, te rog frumos, aveai proiectele tale de scris. Se finalizează anul acesta cu vreo carte sau rămâi pe zona lansărilor altor autori? Se mai termină 2 cărți, dar eu admir foarte mult pe Laura pentru că este un om care... Are 2 lucruri. Unu, versatilitate, al minter nu le-ar împăca foarte bine, și versatilitatea asta e apanajul oamenilor inteligenți. Dar al doilea lucru pe care îl are, un set bine stabilit de principii pe care nu le încarcă și un standard de calitate pe care, la fel, de la care nu face rabat. Și eu am 2 cărți, dar conjunctura a făcut să fie 2 cărți lansate anul acesta, 3 în total de fapt, pentru că niciodată nu o să încurajez scriitorii care vor să scrie mult doar de dragul de a publica. Și o amintesc pe Laura pentru că ea face parte din tabăra adversă a oamenilor foarte dăruiți care s-a gândit de 10 ori înainte să publice volumul.
dar în cazul meu s-a nimerit pur și simplu să fie proiecte editoriale mai vechi, niște articole de la literatura de azi care au devenit un volum de satiră care se numește Viața ca o ceapă și încă un roman care se numește Umbra ta. Dar pur și simplu au stat la mezat și vin lansate anul acesta. Dar să... cum e și cartea Laurei, care a fost scrisă cu 2 ani, am înțeles. Înainte să revin în discuția cu Laura, spune-mi, te rog frumos, cum ai văzut tu Anatomia disperării, cartea ei pe care ați lansat-o duminică? Și vom avea și imagini și de la lansare și apoi vom vorbi și despre picturile Laurei. Există cărți viscerale care au substanță și există oameni, mai ales mai degrabă autorii de vârsta mea, care fac cumva risipă de cuvinte. Nu e cazul Laurei, care are o esență foarte tare a cărții și reușește să spună mult prin... fără a face această risipă de cuvinte. Nici nu pot să zic prin cuvinte puține, prin cuvinte puse exact așa cum trebuie în pagină. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că este un volum adânc și cel mai mult se vede iar dualitatea. Dacă îmi zic dualitate, îi dau o conotație pozitivă. E combinația asta dintre finețe și nu duritate, capacitate de a-ți exprima matur emoțiile. Și îmi place foarte mult la volum, pentru că el, dacă vedeți, are o copertă, nu dacă vă sare, destul de colorată. O să vedem noi în amănunt și tablourile, imaginile cu tablourile. Laurei, de ce? Îmi place foarte mult podcastul. Sunt lucrările care participă de viață, de felicitate, de energie și scrierile care sunt foarte adânci și se completează. Aș întreba-o pe Laura... dacă înainte au fost tablourile și după aceea poezia, dacă a adaptat versurile și cuvintele la culori și la pensule sau invers? Nu, au fost două proiecte separate. Am simțit că trebuie să pictez și pictez de vreo 4 ani, să spun așa. Nu am avut această pasiune de mică, mi-am descoperit-o foarte de curând. Și de vreo 2 ani m-am apucat de scris poezii. Viața mi-a adus așa niște încercări și am simțit nevoia să descriu ceea ce simt. Și în paralel, apoi am scris poezii și am pictat, cumva în contrast. Poeziile sunt destul de sumbre, pe când lucrurile de pictură sunt foarte vii, foarte tonice, cumva, căutând să spele aparențele cuvintelor pe care eu le-am folosit în poezii. De fapt, poezia mea nu e tristă, indiferent ce s-ar spune. Eu vreau să spun ca și autor că poezia mea nu este tristă, poezia mea e cumva contemplativă și de introspecție. Toți trecem prin asta. Cu siguranță, avem... da. Adică nu-ți trezesc niciun sentiment așa, nici măcar de regret, aș putea spune. E așa o speranță ușor ascunsă, ca în cutia Pandorei. E rămasă acolo, doar trebuie să deschizi capacul și să o scoți la suprafață. Așa este. Spuneam chiar la lansarea volumului de poezie că poezia mea este despre întuneric și despre lumină. Nu e despre alb și negru, nu e sumbră, nu e depresivă, nu e nicicum. E întuneric și lumină, iar întunericul este de fapt absența luminii. Și în întuneric sunt unde pe care noi nu le percepem cu ochiul. Ceea ce înseamnă că lumina există, doar că noi nu o putem percepe. Acesta ar fi, de fapt, mesajul volumului de poezii. Liniile sunt foarte fluide în tablourile tale și ceea ce îți rămâne pe retină întotdeauna este culoarea foarte puternică. Fie un portocaliu, fie un verde, fie un albastru. Ai nuanțe preferate cu care te joci în pânze? Evident că da. Să și observă, roșul este ca un leitmotiv, apare cam peste tot și îl folosesc în cantități diferite în funcție de starea de spirit pe care o am în momentul în care pictez un tablou. Dar tot așa de bine se poate ca un tablou început să se schimbe cum este acesta care rulează acum, se numește Ploaie și am început cu roșu pentru că eram într-o stare destul de așa de conflictuală cu mine însumi. Dar pe parcurs mi-am dat seama că lucrurile stau cu totul altfel și în momentul în care am terminat tabloul
arătat cu totul diferit față de ce am pusesem eu în minte inițial, după cum puteți observa. Dacă ar fi să alegi dintre toate tablourile tale, care ar fi cel preferat? Cu siguranță există unul. Preferat este cel de pe coperta volumului, de aceea l-am și ales împreună cu Diana. Este autoportret, e un autoportret mai puțin obișnuit. Este văzut din spate, tocmai pentru că vrea să sugereze cumva că e ceva mult mai mult și sunt lucruri pe care noi nu le știm față, nici față de noi înșine, nici față de alți oameni și că trebuie să avem curiozitatea să descoperim și să fim deschiși la ceea ce descoperim. Acesta ar fi mesajul și de aceea acest autoportret este făcut, este pictat din spate și nu din față. Evident că următoarea întrebare logică este și dintre poeziile tale. Care este cea, nu știu, cu care tu ți-ai prezenta întotdeauna cartea? Cu care mi-aș prezenta întotdeauna cartea? Am un top 3, dacă pot să spun așa. Te rog. Oscilez între detoxifiere și serpent. Oscilez. Ambele sunt optimiste, chiar dacă la serpent acest lucru nu e atât de evident, dar cred că totuși detoxifiere. Pot să votez și eu, glumesc. Te rog, tu ești editorul, tu ești cel care l-a citit primul până la urmă, după autor. O să vă și zic de ce țin neapărat să menționez. Mi-a fost foarte greu să aleg o poezie și m-a întrebat Laura, știam care e poezia ei preferată și bine cu toate rezonează clar. Și nu i-am răspuns până acum, o să-i răspund acum. În cazul meu e Anamneza. Deci am început bine. Așa am început emisiunea, deci am fost pe aceeași lungime de undă. Cum a fost, Diana, cum ți s-a părut lansarea? Toată atmosfera? Mine mi s-a părut un eveniment genial, era de așteptat să fie așa, nu știu în ce măsură, cred că Laura a avut mai mari emoții decât mine. Ea făcând des astfel de lansări și având și colocvii și seminarii, dar nu a fost obișnuită cu registrul ăsta poetic. Mie mi-a plăcut foarte mult că au venit oameni diferiți, oameni frumoși, au fost de la muzicieni de la Opera Națională până la Mirela Iacob, traducătoare genială de la care colaborează cu edituri mari, mai bine nu vă dau nume, dar le știți voi. Din București, au fost mulți avocați care au susținut-o, colegi de ei, au fost profesori universitari, la fel. Și ce mi-a plăcut, eu nu sunt feministă, nu înțeleg nici bărbații misandri, eu zic că suntem sex, e vorba de sexul diferit, nu de sex opus, ca să nu creăm așa o dihotomie, dar mi-a plăcut că au fost foarte multe femei geniale care au venit să o susțină pentru că se identifică sub o anumită formă cu ea. Poezia, cumva, o poezie, două poezii, nu știu, este de sex feminin, ar avea și conotația asta, parcă te feminizează mai mult în momentul în care scrii, până la urmă sunt și poeții celebri bărbați, nu facem acum niciun fel de comparație, dar poate că, nu știu, gingășia unor versuri este mai mult către latura feminină. N-aș spune chiar asta. Din punctul meu de vedere, Nikita Stănescu, da, Stănescu. Pentru mine. Partețe ieșită din comun, este poetul meu preferat. Și nu cred că aș putea să leg poezia sau gingășia mai accentuată a poeziei de probleme legate de sex, nu cred. Nu, cred deci că... nu discutam din perspectiva asta, doar că întotdeauna avem impresia că poezia, moda, crearea de haine ar trebui să fie cumva apanajul femeilor, deși excelează foarte mulți bărbați în aceste domenii. Aș zice că excelează bărbații în materie de modă și în materie de poezie. Mie îmi place foarte mult Octavio Paz. O să-l ierte, scria erotism de mare clasă, la fel bărbat. Dar, într-adevăr, e ceva tâlc aici, pentru că Laura este un om care emană feminitate. Repet, nu am văzut-o în vreun proces, dar ea este feminină. Ca să dăm cezarul liceea lui, pentru că are o energie așa creatoare. Și, într-adevăr, sunt multe femei
care scriu nu doar poezie, și proză și poezie, mult mai multe decât bărbații. Poate ține aici de organizarea timpului sau a gândurilor sau de lejeritatea exprimării. Poate femeile își exprimă sentimentele mai lesne. Dar la fel ca Laura, preferatul meu e Nichita Stănescu din literatura română. Și pentru că am ajuns pe tărâmul ăsta al împărțirii, nu știu, dexterităților, aptitudinilor, inteligența artificială, Laura, nu știu, este neutră în momentul ăsta. Pentru că este un subiect predilect al tău. Probabil că latura asta mea creativă m-a făcut întotdeauna să aleg subiecte, hai să le spun așa, exotice în materie de cercetare juridică și în materie de cercetare științifică. Nu numai inteligența artificială, ci și alte domenii de pionierat la momentul în care le începusem eu, răspunderea penală obiectivă sau răspunderea penală a persoanei juridice, niște ciudățenii pe vremea respectivă la care eu începusem să fac cercetare, sau bioetica, toate sunt subiecte considerate exotice la momentul apariției, la momentul punerii problemei. Cred că ele mă stimulează. Am lucru și alte subiecte de acest gen, pentru că mi oferă o abordare interdisciplinară. Nu mă pot plictisi și în primul rând învăț lucruri foarte noi, învăț să mă dezvolt în niște domenii cu care înainte nu avusesem absolut nicio tangență. Este fascinant pentru mine să descoper inteligența artificială și a fost fascinant. Da, te rog mult dacă poți să intri puțin în amănunt ca să ne familiarizezi și pe noi cu lucrurile general valabile în domeniu. Păi să ne gândim totuși care este viitorul inteligenței artificiale. Ea este oricum omniprezentă la ora actuală. Mergem cu mașina, accesăm GPS-ul, avem o nelămurire, deschidem telefonul, o întrebăm pe Siri, deschidem calculatorul și aplicăm un grafic sau facem o statistică. Peste tot se folosește inteligența artificială și era normal că la un moment dat ea se va extinde cumva și asupra domeniului juridic. Deci este un lucru inevitabil. Problema care a fost, ce m-a fascinat pe mine la momentul la care am deschis cercetarea tot acum 2 ani, iată, poezia cu inteligența artificială a mers așa cumva în paralel, a fost că doctrina română nu se preocupase de viitorul inteligenței artificiale în domeniul dreptului, în domeniul juridic, al justiției în general. Și atunci mi-am pus problema, cum ar fi dacă prin dezvoltarea acestei inteligențe artificiale s-ar ajunge la crearea unei entități autonome, capabilă să ia decizii independente, adică cam ce am văzut noi prin Matrix. Nu suntem chiar atât de departe, nu suntem nici atât de aproape cât să ne speriem atât de tare. Problema e că trebuie să fim pregătiți din punct de vedere juridic. Și atunci m-am gândit că ar fi oportun să-mi imaginez cum va fi peste vreo 20-30 de ani. Cum ar trebui să arate legislația? Și am abordat problematica aceasta a inteligenței artificiale din perspectiva potențialității sale de a deveni subiect de drept, din perspectiva utilizării sale ca mijloc de comitere a infracțiunii, chestiune care este de maximă actualitate la ora actuală, și din perspectiva folosirii sale ca instrument în realizarea justiției penale. Iarăși o chestiune de maximă actualitate, că nu se aplică la noi, e cu totul altceva. Dar în Statele Unite, în Franța, în Marea Britanie, la nivelul Parlamentului European, aceste lucruri sunt discutate. Și cum o să se prezinte avocatul Laura Maria Stănilă într-un proces având ca obiect inteligența artificială? Nu este încă cazul de așa ceva, din fericire, dar este important să fim deschiși și să ne pregătim pentru momentul când acest lucru va fi inevitabil. Prin urmare, trebuie să anticipăm cumva legislația, modificările necesare în domeniul legislativ. Asta a fost propunerea mea. Adică am dat dovadă de maxim bun simț, nu m-am poziționat pe nicio tabără, ci am invitat cumva la deschidere, dar și la precauție. Diana, te auzeam comentând. Îmi venea să zâmbesc cu acordul Laurei. Am vrut să zic doar dacă mă lasă ea, vă povestesc o mică
Nu e anecdotă că s-a întâmplat, o mică întâmplare, ca să vedeți cât de pasionată e de toate astea și de ieșirea din zona de confort. Deci dacă mă lasă Laura, eram la ea și vorbeam de volum și îi spun la un moment dat că sunt pasionată de tehnologia SIMBI și pe lângă tehnologia SIMBI de niște studii de la Stanford în care alți gânditori înaintea lui Elon Musk vorbesc de riscurile astea inteligenței artificiale și intru în subiect fără să știu că ea terminase cartea de scris. Cred că, nu știu dacă nu era, avea și bun de tipar, nu cred că era încă editată, altminte aș fi auzit. Imediat după a avut lansarea, dar ea era terminată. În schimb, mă gândesc ce Dumnezeu mi-a venit în cap să-i zic așa ceva Laurei, că, nu știu, poate a doua, la care ea fascinată zice: A, da, interesante studii, aș avea și eu câteva cărți pe subiect. Și aduce la un moment dat un teanc de cărți, printre care și cartea jurisconsulților italieni, era un engleză, care îi folosiseră ei la documentare pentru inteligența artificială. Și m-am blocat vreme de câteva momente. Discuția n-a fost la ea încât să vedem cărțile din spate, la ea în birou, și mi-am dat seama, Dumnezeule, Laura e o enciclopedie ambulantă. Mie mi se pare ciudat de pasiunea ta pentru inteligența artificială, că tu spui aici, într-una din cărțile tale, călătoria vieții e mai savuroasă când eu și tu devenim noi doi și tare mi-ar plăcea să-mi fii partener de drum. Ascultă-ți sufletul, are deja răspunsul. Pare că vorbești dintr-o altă perspectivă, totuși. Păi e perspectiva omului, dar la fel cum spune Laura, deși sună utopice, preocupările și, de fapt, filmul Matrix e de o rară finețe intelectuală și cred că îi preocupă și pe alții, nu doar pe noi sau pe Elon Musk sau pe mari gânditori ai secolului 21. Eu zic la fel ca ea, nu zic că se va întâmpla mâine, dar singularitatea de care vorbesc ei, la capacitatea pe care o au ei tehnologică, undeva prin 2040 ne putem aștepta la Android care să ia decizii autonome și Și să care să aibă gândească. un suflet frumos și plin de dragoste. Asta o las pe Laura iară. Deci a aprofundat atât de bine tema la care documentam, încât ea terminase deja cartea. Eram șocată. Deci, Deci Laura, de mult să vorbesc. am vorbit despre muzică, am vorbit despre poezie, despre pictură, înainte să și despre inteligența artificială. Anatomia disperării. Acum mi-a venit ideea să te întreb. De ce titlul ăsta? Și Diana poate să răspundă că doar ați conlucrat la apariția cărții. Nu mi-asum niciun merit, e ideea ei și nici nu o să răspund că mă simt ca la comentariile din clasă. Comentați un text, las autorul să zică ce a vrut să zică. Anatomia disperării. Pentru că am avut un moment în care am avut impresia că sunt așa pe marginea, nu neapărat a unei prăpăstii, ci ca și cumva la limită, apropo de o altă carte scrisă de Diana. Și am încercat să încerc să deslușesc ce anume simt și cum anume ar trebui să acționez în continuare. Și ai luat Și atunci bisturiu și ai început să am diseci. făcut exact. Și atunci am început să disec. Nu știu dacă ați văzut filmul Inside Out. Am început să disec și să scot la iveală absolut toate trăirile pe care le-am avut. Am făcut o anatomie a acelor limite pe care le-am încercat în acel moment al vieții mele. Atât. Este atât de simplu. Titlul poate părea dur, poate părea depresiv, nu, este pur și simplu o disecție a laturii mele interne. Este un titlu etic, ca să ajungem și la etică. Nu este un titlu neapărat etic, deși elemente de etică răzbat în foarte multe din poeziile pe care le-am scris. Una dintre ele, chiar Pandemie, asupra căreia tot revin, apropo de vremea și vremurile pe care le trăim. Dar, sigur că da, elementele de etică trebuie să constituie un leitmotiv al acțiunilor noastre ca oameni și ca membri ai societății. În momentul în care renunțăm la anumite principii morale, deja
nu știu, ne pierdem umanitatea și acum vedeți că am schimbat tonul și am devenit brusc serioasă. Sunt niște valori și niște principii la care cel puțin eu nu voi putea să renunț niciodată, indiferent de costuri. Și atunci aș spune că nu este neapărat un titlu etic, dar sugerează cumva etica. O altă pasiune de-a ta, bioetica, pentru că rămânem în sfera cărților. Îi adăugăm doar un prefix în față și de la etica ajungem de la bioetică. Da, nu știu dacă ați reușit să vă uitați prin această monografie. Am un motto care mi s-a părut extraordinar și un citat care pe mine m-a marcat atunci când am citit lucrarea. E un citat din Dostoievski, din Demonii. Dacă nu există Dumnezeu, atunci eu sunt Dumnezeu. Și în jurul acestui citat eu am construit întreaga gândire care stă la baza cercetării în domeniul bioeticii și a congruențelor sale cu dreptul penal. Bioetica nu vine decât să ne atragă atenția, să ne aprindă acolo un beculeț, că nu putem să ne jucăm de-a Dumnezeu, că există lucruri care sau asupra cărora nu trebuie să forțăm lucrurile și nu trebuie să ne angajăm în niște acțiuni lipsite de responsabilitate. Trebuie să anticipăm consecințele utilizării unor tehnici medicale sau, nu știu, a unor descoperiri în domeniul medicinei și științelor biomedicale, că sunt foarte multe. Vorbesc de clonare, vorbesc de crearea de saviors siblings, așa numiți frați salvatori, de transplanturi, de implanturi de cipuri, de eutanasie, de avort. Adică este un domeniu fascinant și atât de larg și atât de insuficient tratat din punct de vedere juridic, încât am fost de-a dreptul siderată. Și mi-am zis ce-ar fi să cercetez această problemă. Și am făcut o cercetare postdoctorală pe problema bioeticii și a dreptului penal. Și am fost fascinată să observ că, de fapt, această bioetică nu e altceva decât un fel de nou teren de joacă al filozofilor. Exact asta vreau să spun, pentru că până în acest moment, cel puțin din ce am citit și eu, filozofia și dreptul sunt singurele care au intrat mai adânc pe tărâmul bioeticii. Să știți că din domeniul eticii, nu bioetice, dar mi-a sărit în... Eu știam de volumul Lauren Sinn ce mi-a sărit în evidență în momentul în care ea vorbea de principii, că există o scriitoare de origine română care locuiește în Germania, cred că în München, și care abordează problema eticii din punct de vedere financiar. Ar fi foarte interesant să vedem un volum scris de Laura și de doamnă. Eu am volumul în bibliotecă. Dacă până la sfârșitul emisiunii o să am răgazul să vi și arăt și ar fi ceva interesant de văzut, de citit. Laura are o poezie în volum, Ce este fericirea? Unde o includem până acum, în trei sferturi din emisiune trecută? Este o întrebare, cred, care ne pasionează pe toți. Da, e de-a dreptul filozofică, metafizică, spuneți-i cum vreți. E o întrebare pe care ne-o punem toți, fără să... Are și consecințe juridice, cu siguranță, dacă... Să încadrăm într-o tipologie, nu putem să încadrăm într-o tipologie. Întrebarea asta, cred că ne macină în fiecare moment al zilei. Cu toții ne dorim să fim fericiți. Există chiar curente, nu-i așa? Hedonismul care își propune să facă oamenii fericiți cu orice preț, dar, mă rog, recurgând la satisfacerea... Până și stoicii au găsit o variantă de fericire. Fiecare are varianta lui de fericire, fiecare încearcă să găsească o definiție proprie a fericirii pe care o trece prin filtrul propriei sale experiențe și a propriului său sistem de valori, că și aici e o întreagă discuție apropo de etică. Fericirea pentru mine nu înseamnă același lucru fericirea pentru, nu știu, toți sunt alegeri pentru un domn care candidează la o anumită funcție, spre exemplu, sau pentru un medic care tocmai a salvat viața cuiva, sau pentru un dascăl care a ieșit de la oră
foarte satisfăcut că mesajul său a ajuns la elevii săi sau la studenții săi. Deci fericirea este un concept personal. E tot ce pot să spun, e cea mai simplă definiție. Care e legătura cu învățământul până la urmă? Ai spus că este pasiunea ta de bază. Da. Aceea de a fi dascăl. Și cu siguranță e o meserie care continuă la orice vârstă, în orice etapă a vieții, indiferent de celelalte preocupări. Și o meserie care te solicită în permanență până când ne petrecem, ca să o citesc pe străbunica mea, adică trecem pe lumea cealaltă. Îți permite... Ceea ce mă face pe mine fericită. Îți permite catedra să ai aceste excursuri către filozofie, către poezie, către... Până la urmă, a vorbi în fața studenților este un discurs retoric. Evident. A fi dascăl nu înseamnă să transmiți niște informații, mai ales în drept sau în dreptul penal. Nu este suficient să le transmit definiția infracțiunii. Sunt mult mai multe lucruri de discutat. Dascălul trebuie să fie un model de cultură generală, de empatie, de, nu știu, să fie acolo pentru studenți oricând și oricum, pentru a le veni în întâmpinarea nevoilor pe care ei le au și, în primul rând, a nevoilor intelectuale, evident. Și atunci, dacă nu ar avea și alte preocupări în alte domenii, ar fi un simplu transmisător de cunoștințe. Treaba asta poate să o facă și un robot, apropo de inteligența artificială. Chiar există profesori roboți la ora actuală. Și sunt folosiți cred că în Singapore am văzut și nu știu dacă nu și în China am văzut niște filmulețe care sunt interesante, ideea e interesantă, dar nu poate fi comparat un curs susținut de un robot cu un curs susținut de un dascăl care este pasionat de ceea ce face și care, pe lângă faptul că este un foarte bun profesionist în domeniul său, are și alte preocupări. Oferă așa o savoare. Îi permite o interpretare creativă întotdeauna a legii și ajung aici la un alt domeniu foarte, foarte interesant. Și o să vă spun că în drept, apropo de cum merge dreptul cu creativitatea, dreptul fără creativitate, de fapt interpretarea dreptului fără creativitate, este lipsită de substanță. Deci nu are savoare, îți oferă o soluție cu care nu rezonezi, nu o simți. E foarte important să simți drept. E o poezie, așa, uite că tot în termen, o poezie a interpretării. E o simetrie a normei pe care trebuie să o vezi și din punct de vedere grafic, și din punct de vedere filozofic, și din punct de vedere juridic. Și mi-aduc aminte, apropo de anecdote, apropo de interpretarea creativă. De curând, câteva luni de fapt, citisem un articol online vis-a-vis de o executare a unei pedepse cu detențiunea pe viață care fusese aplicată în Statele Unite. Și condamnatul respectiv, mă rog, formulase un fel de recurs în fața instanței, spunând că el consideră că a executat pedeapsa detențiunii pe viață, deoarece în timpul executării pedepsei detențiunii pe viață, ce-i fusese aplicată printr-o hotărâre anterioară, suferise, mai știu, un accident care l-a dusese în moarte clinică. Și din punctul lui de vedere, faptul că se instalase moartea clinică echivala cu un fapt al executării sau al considerării de fapt ca executate a pedepsei detențiunii pe viață. Și a solicitat instanței să-l pună în libertate pentru că, nu-i așa, pedeapsa detențiunii pe viață fusese executată din punctul viața lui de vedere. Viața în care fusese condamnat se încheiase. Deci mi s-a părut genial. Evident că cererea i-a fost respinsă, dar modul de perspectiva din care a pus lucrurile a fost ceva extraordinar. Și am spus, uite-te că întotdeauna când crezi că le-ai văzut pe toate sau când crezi că nu mai există nuanțe pe care să le valorifici, întotdeauna apare ceva nou. Asta este după care eu mă ghidez. Cei care vând teren pe Marte. Da. Exact. Dar din punct de vedere al dascălului, că v-am zis perspectiva mea că a fost elev, ce arată ultimii ani ca experiență? Ca provocări, ca plusuri, ca minusuri? Cred că generațiile actuale sunt mult mai ancorate în realitate decât generațiile trecute. Asta pot să vă spun după experiență de 20 de ani în
ca și dascăl în mediul universitar. Ca și învățătoare nu mă pot lăuda pentru că n-am fost decât un an învățătoare, a trebuit să renunț pentru a putea să urmez facultatea și să obțin niște rezultate deci, foarte bune. Pare a venit mai echipați din liceu? Dar nu neapărat ca nivel de cunoștințe, ci ca și inteligență emoțională. Și sunt adaptabilitate la tot ceea ce se întâmplă. Exact. Sunt mult mai adaptabil, mult mai deschiși la nou și chiar dacă s-ar putea să aibă pe aici, pe acolo, carențe, că e un fapt pe care toată lumea îl cunoaște. De asta și vin la școală să și le acopere până la urmă și de-aia învățăm tot timpul. Această deschidere îi ajută, practic, să recupereze într-un timp record. Eu sunt fascinată de generațiile noi. Eu am două fete, doi copii. Și cea mare, care este adolescentă, deci mă uimește în fiecare zi cu modul în care rezolvă toate sarcinile și o face într-un mod firesc, într-un mod în care eu, în momentul în care începusem cumva să lucrez cu calculatorul și să, nu știu, să intru în tot felul de contacte, de nu știu, interacțiuni cu alte persoane, mi se părea destul de greu să o fac. Ea n-are probleme de genul acesta. Am o întrebare. Elevii pun astăzi întrebări. Eu încă eram în generația în care întrebam lucruri cu noimă, dar multora le era frică să pună întrebări, de teama de a recunoaște că nu știu. E tot o componentă. Un alt element care diferențiază generațiile, deci l-am observat într-adevăr la generațiile noi, nu le e frică să întrebe. Din contră, mi s-a întâmplat să prelungesc cursul sau să nu reușesc să-mi termin, mai ales când discutăm de chestiuni din acestea controversate, gen eutanasie sau provocarea ilegală a avortului. Deci sunt supusă unui tir de întrebări și mi-este foarte greu. Și e fascinant al cursului. E fascinant acel moment în care unul dintre studenți din sală pune o întrebare și sunt colegi care îi răspund. Și tu, ca profesor, practic devii un mediator între răspunsurile pe care și le dau. Așa este și am nostalgia, într-adevăr, a orelor, a cursurilor realizate face-to-face. Din păcate, acest lucru nu mai este posibil acum online. Mi se adresează întrebări, dar pe chat nu e același lucru. Doar în cadrul seminarelor mai putem să facem asta. Acum să sperăm că nu va mai dura prea mult această pandemie și ne vom întoarce la firescul actului de predare și al actului de învățare. Eu am toată speranța că va fi așa. Mie începe să mi se pară firesc pentru că invitații mei încep să fie din ce în ce mai polivalenți. Adică mi se pare așa că sunt într-o epocă renascentistă în care, uite, Laura este și poet, are și spiritul pragmatic al meseriei pe care trebuie să o dezvolte zi de zi și să citească. Pictează, deja lumea pare mai bună și mai frumoasă. Lumea se descoperă pe ea. Laura cred că mai are multe de descoperit. Tot veleități în zona artistică din ce am văzut eu. După faptul că a denumit volumul, a denumit seria de autor, mi se pare că abundă de creativitate. Chiar Laura, care sunt proiectele de viitor în domeniul scrisului? În primul și în primul rând. Ca să-i dăm de treabă Dianei la editură, nu de altceva. În domeniul scrisului nejuridic, am în lucru, într-adevăr, un alt volum de poezii. Nu știu cât îmi va lua, dacă acesta mi-a luat 2 ani să-l scriu. Nu o să vă dau nici numele, vreau să fie o surpriză. E cu totul alt registru. Nu mai este o analiză, o introspecție, dacă pot să spun așa. Dar la noi va veni tot la ruleta pasiunii, îl discutăm. Este pentru că este un pariu, atât pot să vă spun, este cumva un pariu cu viața. Iar în domeniul scrisului juridic am în lucru mai multe proiecte. Nu mi-ajunge timpul, dacă aș putea să mă clonez ar fi extraordinar, dar nu reușesc să le fac pe toate și le iubesc pe toate la fel de mult și mi-este foarte greu să aleg un privilegiat de care să mă ocup 100%, pentru că nu pot să fac mai multe lucruri bine și bine în același timp. Dar probabil că următorul proiect va fi în domeniul răspunderii penale a minorului.
E tot un proiect interdisciplinar, de data aceasta nu este doar personal, este în colaborare cu niște colegi de la Facultatea de Psihologie, cărora le mulțumesc, și sociologie, cărora le mulțumesc pe această cale, și vrem să creăm ceva extraordinar care nu s-a mai scris și care să abordeze problematica minorului care încalcă legea, care are o conduită așa cumva deviantă, să-i spunem, și din perspectivă sociologică, și din perspectivă psihologică, și din perspectivă juridică. Și pe undeva juridică. Acolo, sigur, vom simți pasiunea pe care tu o să o pui în scrisul respectiv. Laura, îți mulțumim, Diana, de asemenea. Cu siguranță ne vom revedea, pentru că proiecte, am văzut, cu toții există din belșug. Iar dumneavoastră, dragii mei, sper că ați fost încântați de ediția de astăzi și nu uitați, ca de fiecare dată, puterea este acolo unde o cred oamenii. Noi aici alegem să o găsim în dragoste. La revedere!